soție, fără invitați că nu prea sunt, în conformitate cu dispozițiile articolului 134, alineatul litera A din codul administrativ, astăzi convocați pentru astăzi, în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 81, din 23 august, anul curent, emisă de domnul primar. Am constatat deja că sunt prezenți toți consilierii care sunt în consiliul local, Bogdănești. Ședința fiind legal constituită își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. În primul rând, salut pe care e egal în astfel doamnele și domnule consilieri, colaboratorii de primărie. În mod logic, suntem mai puțini, mai ales din primărie, pentru că este perioada concediu. Cum sunt un drept constituțional, explicat. Probabil că în aceeași tonalitate putem accepta ideea că nici ordine de zi nu este foarte stufoasă. Avem două puncte acceptate și susținute conform prevederilor din codul administrativ, dar ele au importanța ferească pentru bunul mers și rugăința noastră pentru comunitatea locală de administrat. O să le reamintesc pentru a putea fi luată în considerare dumneavoastră. Avem o rectificare de buget. Evident, este vorba despre bugetul comunei Bogdănești pentru trimestrul în care ne aflăm, trimestrul al treilea. Și mai avem un proiect de hotărâre prin care am făcut să se acorde un ajutor bănesc pentru parohia ortodoxă din satul Filipec. Dacă mai avem solicitări adresate consiliului local, nu am cunoștință despre asta ceva. Domnul secretar poate să ne ajute. Nu, nu sunt. Bună. Deci, în condiții cu spun la vot, ordine de zi anunțată, că nu este pentru. A, se constată la vedere în unanimitate. Mulțumesc pentru acceptarea ordinii de zi și predau stafeta președintelui de ședință. Mulțumesc mult, domnul secretar. Da. Domnul consilier, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Trecem la ordinea de zi. Înaintea de la ordinea de zi, până pe aprobare, tot se întreba. Deci, s-a întrebat. Dar am abonat, am gândit. Tura de doar. Atunci, ce și la ora de zi, la punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de Consiliul Comunal, bugetul 4.3.2019. Inițiator, Consiliul Comunal. Dăm de punctul 1. Am întâlnit de multe ori pe parcursul unui mandat, de foarte multe ori, pe parcursul acesta, cred că este prima rectificare, o legislație în adevoare, este cu propria se merge. Pot efectua rectificări de buget. Evident, putem rectifica veniturile noastre. Dacă avem, de exemplu, depășire de veniturile prognozate și am face prin aprobarea bugetului de pornire acestea. În data aceasta, aprobăm niște fonduri, aprobăm credite primite prin repartițele de la Guvernul României, care a procedat la rectificarea bugetului central și a repartizat sume, evident, nu foarte consistente, dar sunt binevenite. Este vorba de o rectificare pozitivă, totuși. Chiar ne prind bine, mulțumesc.
Despre rectificare, spuneam, am discutat în dezevocare, aș porni de la termen de rectificare a bugetului, înseamnă îndreptarea a bugetului definit corect. Am denumit, putem accepta mai degrabă adaptarea bugetului local la cerințele administrației locale, la cerințele cu comunitățile locale și precizez, deși nu este foarte consistentă, ne ajută în context să putem rezolva niște probleme pe secțiunea de funcționare a bugetului. Condiția stabilită de lege, primul de legea finanțelor publice locale, 273/2006, pentru o rectificare bugetară, este întotdeauna păstrarea echilibrului între partea de venituri și partea de cheltuieli. E clar, nu putem cheltui decât ceea ce avem la partea de venituri. Am să dau citire proiectului de hotărâre. Este cunoscut de dumneavoastră să fie deliberat și evident aprobat. La primul articol, propun aprobarea de interbugetul local de semestru al 3-2019 la secțiune de funcționare cu suma de 21 milioane de lei, atât la partea de venit, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe, se face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea. După aprobare, hotărârea urmează să fie pusă la dependență de doamna Răgăuzeanu Romerea, consilier specializare al primarului Comunei Montere și al treilea, care este și ultimul. După aprobare, secretarul Comunei Domnului Mântării Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Montere și compartimentul financiar centralizat și instituții prefectului Comunei Vasile. Aș mai adăuga, tocmai pentru respectarea Comunei Montere, normal și în care personal cred, alături de dumneavoastră, pentru transparență. Am gândit această rectificare cu două destinații precise. Am anticipat un pic. Este vorba de un ajutor pentru parohia ortodoxă, înseamnă un pic. Diferența se constituie în credere, atât cât mai rămân la secțiunea de căi de comunicație. Deci, domnul Grigore mai primește niște resurse pentru niște lucrări care dobândesc prioritate în perioada în care ne aflăm. Dacă anterior, acestui moment, prioritatea numărul 1 a fost refacerea drumurilor comunale, acolo unde au fost afectate, pe anume de un moment. Această activitate este continuă. În mod diferit, ca și armata, activitatea administrativă nu se termină niciodată. Conform cerințelor exprimate de oameni din comunitate, rămân prioritare știu eu refacerea cât se poate, cât e prea este un corect drum. Hai să spunem calea Manciucului, care știți ce înseamnă. Este un drum prin alb, prima parte a anului sau la mijlocul anului se umflă. Este foarte greu de folosit această cale de a ajunge în zona Manciucului. Acolo sunt fânece, sunt plasate stâne. În această perioadă, după încetarea sezonului pluios, apa a început să scadă și are posibilitatea
acces pentru cei care au interes. Practic trebuie drenat, pur și simplu. Eu cunosc această zonă. Este dificilă de pus la punct, poate fi ameliorată pentru o abordare punctuală. Chiar am sfătuit de cea de vorbă cu cei care au interes pe acolo, care, repet, au de transportat fund, lemne, au nevoie de acces la stânele amplasate. De prinde, este greu să îi mulțumesc pe solicitat datorită specificului drumului. Dar, ca de fiecare an, trebuie să încercăm să-i ajutăm să ameliorăm această cale de transport. Am mai fost personal, am vizualizat și am făcut cu plăcere, pentru că era făcut în perspectivă fizică, geografică, imaginea de ansamblu a comunității care este superbă pe corul Iorga. Deci drumul pe Iorga trebuie ameliorat. Și așa cum o facem în fiecare an, poate fi realizat într-o măsură mai bună decât calea de acces pe Mațiu. Cam asta ar fi la primul proiect de hotărâre. Le dau o caseta nevoastră care a format de literatură. Doamnul și domnul consilier, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă cineva vrea să ia cuvântul la acest proiect. Domnul Stanciu, vă rog. Da. Am ascultat la domnul primar, mi-a spus două puncte din drumurile care sunt în comuna București, dar mai sunt multe care nu s-a făcut nimic. Acum, după voi. Cel mai important e întâi Zahanci. Sunt băieții cu stângă. La toate Anastasiu s-a avut digul care s-a făcut acum 2-3 ani, nu știu exact. Ăla s-a făcut în bătaie de joc. S-a avut. Acum ce facem cu drumul ăla? Sunt două stâni, sunt oameni care au fineți, mai au vin, nu se poate trece. Toma, ești de fața, a dat tractorul să-l ajute pe mititelul. Era gata să se răsoară, știi, nu știu. Așa. Fiind tractorul mare, nu e spațiu, remorca mare, cu baloți, pe unde se trece? Gata, iar tot la fel, omul că l-a făcut în drum. Și am multe de discutat. Merge pe comuna Pantelești, nu se știe nimic ce se face cu omul în cursul zilei, face gard, iese în drum. Toate drumurile sunt cuprinse de garduri de oameni, dar nu vedem și nu spunem la nimeni nimic. Domnul primar e jale cu comuna asta, în privința drumului. În privința drumului suntem la pământ. S-a scos seaba, tot de pe Zahancea, s-a scos seaba aia de două ori, de trei ori, o dată, de câte ori s-a scos. S-a pus în bătaie de joc. Nu spun eu. Căruța mea nu se zgârie pe dedesubt. Tractorul e mai sus. Dar sunt oameni cu mașinile, lasă mașinile aici jos și se duc pe jos până acasă. Copii, până la să vedem ce facem. Nu dau cu piciul cu gata mea. Să vedem ce facem. Să vedem cum rezolvăm treburile oamenilor. Că să ai noștri din comuna noastră. Nu ne bate joc. E jale. Și când se face, fie un pic puțin de nespunte. Asta cu domnul Grigori, că ești de față. Așa. Domnul Grigori, când s-a făcut digul ăla la toate Anastasiu acolo. Că am fost sumuri, că am făcut ca Andres. Acum vreau să mergem împreună, să facem o comisie, să mergem la fața locului. Unii sumurile erau, unii legătura, unde s-a băgat. Să nu exagerez, așa după mintea mea. Cel puțin 3 toni sau 4 toni de beton s-a dus pe apa sânturi de lungă. Ce facem? Și multe treburi care sunt făcute tot de mântuială. Le facem acum, cheltuim niște bani, mâine, poi, mâine sau peste noapte, iar.
Acum nu știu, în apărarea mâniei putem pune, dar să-i faci cum suntem răspundere. Cum v-ați spus, curată pe drum, se pindru, toate le-a, unii să mai trece. V-a rugat acum câțiva ani, când s-a terminat în Solgozie, s-a făcut până la prun, s-a făcut șosea, s-a făcut traversarea aia la Dastră. V-a rugat, domnul primar, faceți și nu lupiți malul ăla ca să putem ieși cu tractorul cu piciorul, cu orice. Nu s-a mai făcut, a venit apa mare, pe rău, chiar pe rău, unii era drum, unii era mai important. S-a rupt acum. Să vedeți și dumneavoastră ce e acum. Vă nu dau cu barul, nu dau cu piciul. Dar haideți să avem un pic cu oare să vorbim, să fac o comisie. Deja nu. Deja nu. V-am spus eu ca să plec cu tractorul, cu căluța, cu piciorul, trebuie să iau o roată, să fac o roată, pe sat. Prin sat. Ai tractorul mare, ai căluța mare, cu fân. Sunt mașini lăsate, cu cum le lasă la poate, nu îi bag în cuvânt. Îți gândim așa, de ce? De lângă acum, de ce nu? Nu mă facem o comisie, mergem la fațorul, nu mă să vedem. Și să vedem după aia dacă am dreptate sau nu. Și sunt multe care eu atât am avut de spus și vreau neapărat să vedem ce face cu Zahar Jean primul. Nu mai spui tălbun. Și am politizat cu preiect. M-am dus ca să treie rotarul și îmi miră putinul dacă au trecut tracoarele, dacă e drum arabă, cum să spun. Să fac niște șanse. Unii să mă bat cu pilorea, porumbul ăla, ăla, că mă jure, mânca omul. Am întors unul, am trăsut la hede. Și la unul. Asta, mă scuzați, dacă nu v-am deranjat pe cineva, sau poate am vorbit cu un tor mai așa, mă scuzați, că atât am întâlnit. Vă mulțumesc. Eu am vrut să fac un comentariu asupra acestui discurs, mai mult răgnit, mai mult tipat și fără îndreu, fără treabă electorală, așa că este o primă când în țara murim mai devreme, în sfârșit alte nu vin cu soluții. Eu cunosc situațiile și nu direct, dar m-am implicat în mod sigur la ameliorarea situației după codul roșu pe care l-am avut de precipitație în noaptea de 17 spre 18 iunie împreună cu domnul viceprimar. Drumul Vita Gancea, într-adevăr, și alte pontoane din drumurile comunale au fost afectate destul de mult, mai ales drumurile de exploatare, care nu au fost încă modernizate. S-au efectuat lucrări sub coordonarea domnului primarului, cu viceprimarul domnului care răspunde direct de incredibilă partea de funcționare. Eu m-am orientat cu predilecție în această perioadă pe secțiunea de investiții. Am poziționat, am alergat în multe zone din țară pentru cele 14 avizii am ajuns la ordine necesară pentru emisiunea autorizată la apă și canalizare. Nici eu n-am fost întotdeauna mulțumit de maniera de intervenție, de abordare și de, să spunem, de finalizarea lucrurilor. I-am întors de mai multe ori, chiar dacă eram pe drumuri, mi-am găsit timp ca să verific lucrările efectuate. Vă dau exemplu în zona Slobozirii de la Ardelea, de la Vale, până la intersecția de la familia Chirea, de vreo 3-4 ori de drum. Și pe dacă acea, într-adevăr, am reluat, pentru că nu am semnat doar de plată până când drumurile, repet, chiar și pe dacă acea, au fost aduse la un nivel practicabil, suportabil. Sigur, mai sunt probleme. Nu întâmplător am mai alocat diferența atât dacă este ea. Și avem în vedere să continuăm și amenajarea drumului de pe Iorga și așa mai departe. În mare
departe, deci drumurile au devenit practicabile și sunt convins că, repet, domnul viceprimar care răspunde direct întreținerea drumurilor, va ține seama de observația dumneavoastră și va continua activitatea, sigur, prin raport cu resursele. Eu știu că aici mai sunt și interese personale așa, legate de terenul pe care le are fiecare consilier undeva. Se forțează lucrurile și pentru drumurile de exploatare care mai pot fi întreținute de către proprietari. Noi avem obligații legale față de drumurile care figurează în inventarul primăriei. Au mai fost șicane, chiar intenție de jandar, la medeșență, domnul trecut, când domnul Grigore n-a fost foarte ascultătoare, așa, atunci cum vreau de probleme, nu mă ascultă întotdeauna așa. N-a executat comanda unui consilier care avea niște teren mai departe decât drumul principal. În sfârșit, probabil și dânsul o să aibă o intervenție cu observațiile cuvenite și cu speranță că într-adevăr va continua activitatea de ameliorare fizabilității drumurilor menționate. Deci, cam dat atât. Aș avea și eu ceva de spus în legătură cu inundațiile din data de 17-18 iunie. În legătură cu drumurile din Tălbou, rog, și este bine că v-am dat un stat de cuvântul, rog ca cetățenii care își are bucățile să nu are și drumul, că de fiecare dată așa se întâmplă. Nu mai dă punctul jos. Trece ca o bucată la ala, Grigori, ce-o să fac? Pune la palat, de două ori, a rămâne așa, așa este. Treci cu mașina, se înțepenește. Este bine, dar are. Și poate ia legătura cu toți cei care au cluburi, să nu mai are drumul în Tălbou. Și până la urmă, nu pot spune, dacă voi fi inundat pe data de 17-18, de rămâne și în casă, nu, la ziduri de strâși. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Poți să mai contribui și eu ceva? Da, așa. Deci dacă noi facem o lucrare și o facem un bătaie de joc, de unii mai avem pretenții când vine natura, dărâmă casă, dărâmă munți, dărâmă. Cum să nu dărâme timpul ăla care s-a alocat niște bani? Și așa, eu ce am vorbit până acum, n-am vorbit în dușmănie și în bune. Nici că sunt consiliat, nici când sunt acum, nici că n-am vorbit. Am căutat să fiu cât mai posibil un om corect în societate. Domnul primar aici m-a cam dat cu parul, așa cum s-a spune, cinstit lăutărește. Chiar dacă am teren, nu am numai eu, toți am venit teren. Așa, exact ca și cu doamna Bradu. A venit dânsa așa, a plecat ca pisica cu alte picioare. Nu s-a rezolvat nimic. Dar eu n-am treabă cu dânsa, dar îmi pare rău că tot la fel a plecat și dânsa. Dar eu, unde am teren, am peste tot, aveți și dumneavoastră și toți avem. Eu n-am zis, cum v-a spus de prima dată, nu umbre, nu dușmări, trebuie să faci ceva pentru comun. De asta suntem puși aici. Scurt. Că și oameni, acum ca să vă spun. Mititelul mi-a zis, m-a sunat, da, eu ne revez cu drumul. Spune la domnul primar și la domnul vice. Toma la fel. Toma circulă toată toamna cu mașinile, cu căruțele, cu fânca. Ducă la bucata lui. Se ducă. La stâng. Pe unde se ducă domnul primar? Uitați că și domnul Grigore a făcut drumul de la Chitic până la stâna lui Toma în bătaie de joc. Ca să vă spun. Mergem la fața lui. A făcut două șanțuri. Băi, apa de la munte, de la via, de la munte. Fac șanță. Nu las și șanța aici și șanța la vară. Te duci cu treabă, te duci cu picioare, ai văzut acolo. Exemplu, mititelul s-a dus, e un pic de ploaie și s-a dus cu mașina de a strica mașina. Deci eu ce vă spun, n-am murit pe dumneavoastră, n-am nimic cu nimeni. Copilul meu a murit tot când a fost drum, ca să vă spun. Și n-aș vrea să mai întâmple pe tot la fel. Care stă numai în sat și păzește satul, dar sunt oameni care au și terenul. Deci, ca să vă spun, mi-a spus unul în gură și că vorbesc mai tare. Așa sunt mai tare. Și nu au zis doi vorbit, eu nu vă zic, domnul primar, vorbi să fii mai tare. Mai tare sau nu? De asta vorbim. Ca să știi. Domnul Sanchez, putea să-mi dat în câteva luni de mandat, că nu sunt personal de
Din potrivă, am precizat aici că am fost și am verificat. I-am întors și în Slobozia, i-am întors și cea banca că țeava mai rar că nu țeasă ca lumea de acord. Personal s-a făcut pe domnul Grigore, la care se treacă dumneavoastră. Personal, domnul Grigore, că a stat din vorb, că a făcut arătătură, că a făcut. Acum se poate vedea la fața locului. Că Dumnezeu Sfânt l-a făcut atunci. Gata, Ioane a făcut. Bine, ai făcut. Acum se poate vedea. Nu e să mă aia. Eu vreau să fie mai bine, da? Pur de simplu, eu vreau să fie mai bine, într-adevăr. Nu ne bate joc. Trebuie cineva să ducă să te ridice când să faci o treabă. Că pentru noi nu știu prima. Cum v-am spus? S-a făcut. Mergi la fața lor, toți care suntem aici, nu m-am luat singură ceară să ne ridice. Am ceară, da, 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 da. Gata, eu atât de nu mai zic. Nu mai zic, dar pe perfect, nu aș vrea să mă rog. Aici, în acolo, dacă nu, să fără de aprobare aceste proiecte, ce vrem să vedem? Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru finanțarea unui lucrări cu care se legă ortodox în sasul Ciriveci. Dăm cuvânt comunitate. Da, i-am consultat de la acest moment de expunerea de motive. Pur și simplu, tot ar fi proiectul de hotărâre. La primul articol propun aprobarea sumei de 14.000 lei din bugetul Oate Bogdănel pentru finanțarea unei lucrări la Biserica Ortodoxă din statul Ciriveci, Comuna Bogdănești. Deci e vorba de o lucrare pentru asigurarea încălzirii în cedul rece. Articul al doilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către primarul Comunei și doamna Răcăuțeanu Romina, consilieră în aparatul de specialitate primarul Comunei Bogdănești. Al treilea, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Cioi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar și notabilitate, domnului Cristia S. Florin, care e preotul parolog, și instituții prefectului de Suvaldo. Cunosc bine ambele parochii. Cândva o prezență, nu știu pe cea din Filipești. Și îi cunosc particularitățile. Filipești, din punct de vedere demografic, este cam de 4 ori mai mic decât comunitatea din Bogdănești, poate chiar mai mult. E în oreal sunt mai puțin. Se primește foarte mult abnegația și harul pe care îl are părintele Cristian. În această situație și contribuabile. Pot mai puțin, pur și simplu, ca să adune banii necesari pentru crearea unor condiții bune pentru perioada sezonului rece. Dacă ne gândim și la faptul că foarte mulți enoriași sunt la o anumită vârstă, cu atât mai mult se impune acest ajutor. Am văzut că avem o solicitare de undeva de prin luna mai. Am așteptat acest context favorabil și consider că, într-adevăr, această dovadă de bunăvoință din partea noastră va fi de folos oamenilor din comunitatea ortodoxă din Filipești. În fond, aceasta este esența administrației locale, ceea ce face să fie de folos oamenilor din comunitate, mai ales că este vorba de viața spirituală a oamenilor din comunitate, de mandat atât. Da, doamne și domnule consilier, Comisia Comunitatea Economică a studiat acest proiect de hotărâre și a decizia să votăm acest proiect de hotărâre. Probabil, favorabil. Vă mulțumesc. Să vă mulțumesc.
vă mulțumesc și numele Gloria și Libertatea Sfântărești, din care fac și o parte. Și, în special, vă transmit mulțumiri din partea părintelui Cristea, care și-a exprimat dorința de a fi astăzi aici, în mijlocul dumneavoastră, și de a vă transmite mulțumire în mod personal. Dar, după cum știți, Gloria suferită intervenție, că nu s-a recuperat în totalitate, mai are o perioadă de concediu și ar fi avut nevoie de o mașină de a se deplasa. În schimb, l-am asigurat că voi mulțumi eu în numele dumneavoastră. Este un lucru extraordinar pe care îl faceți. Biserica Filipel și a beneficiat Sfinții Mihai și Gabriel, a beneficiat pe parcursul anilor, dată o socă de teracotă și niciodată nu a fost cald. Prin bunăvoința lui Ante Maria și a fost donată către biserică o centrală inventoare și datorită votului pozitiv dat de dumneavoastră, va fi pusă folosință până la vederea sezonului rece. Deci, încurată, vă mulțumim anticipat. Mulțumim. Ești de acord? Da, nu mai e. Asta e un de aprobat de cea de ce ne-i putem. Da, am uitat să vă rog, de să vă mulțumim. Ești la punctul 3, cu solicitări. După cum spuneam, nu sunt solicitări adresate la solicitări, dar dacă nu sunt, aș vrea și o problemă de ridicat. Una știe a rugămintei din domnul Părintele. M-a rugat cu copil, îl cheamă în Toma, care da cu Petru la seta, mă cheamă Toma Nușoară. Are copilul la prin cap și nu poate ieși cu cărăbul ăla pe drumul ăla până la stradă ca să poată, dacă se poate arăta așa. Și de ea, cu drumul ăla să colam, prins, ca să poată arăta sau. Când eu cumpărțim bani? Nu, dacă se poate. De cumpărțim, se poate. Când eu cumpărțim bani, pentru fiecare. Dacă se poate, copilul ăsta ia. Când se poate. V-a zis, dacă sunt bani, faci. Așa, vă mulțumesc pentru așa. Încă mă la pentru domnul primar, dacă știu că scap să supără, dar mă întreb și un lume, nu mă ales, nu știu și cu revrede. Când se bagă apa și în zare în statul Bărbărești. Acum trei luni, domnul primar a promis că este carnea primară. Acum trei luni, până în 15 august, anul acesta, încep cu cer. Adică, păcate, nu. După informații care le-am și eu, am dat unul și portul, că acolo stau proiectul, nu? Și s-a întâmplat? Apa și-a stat apă, nu se pare. Nu s-a întâmplat. Apa ce-a întâmplat? Tocmai am avut din acolo pe de aici. Eu l-am spus că dacă voi ai trecut campania electorală, nu am întâmplat. Pentru că dacă de asta ești două lucruri, la întâmplat, de două lucruri, dar ești două lucruri. Suntem la sfârșit de etapă în realizare. Nu e o realizare, sunt instituții avizatoare. Ele se prevalează din termenul legal, 15 zile, 30 de zile și așa mai departe. Am scurtat perioada necesară prin instituțiile directe. Am fost aflat la toate instituții și am ajuns la ultimul aviz, la drumurile naționale, care este administrat pentru o companie cu care urmate. Și e o regională la Iași. Este cel mai dificil aviz de obținut, știți de ce. Pentru că și oamenii din Bogdănești, puteți au cam agresat suprafața de teren pe care urmează să fie împlasate cele două rețele de interes. Apă și canalizare. Dacă legea drumului definește în mod clar ce înseamnă zona de siguranță pe care o știți. Oamenii, pe fiecare dată când și-au refăcut gardurile, au agresat domeniul public. Și am participat direct la ședința Comisiei Tehnice de Aplicare la Iași. Și avem probleme în acest motiv. Sigur, există promisiunea certă de compania,
din partea comisiei, a directorului personal, dar în același timp, proiectantul trebuie să recurgă la niște soluții extreme. Există un articol în ordonanța guvernului 43 din 2007, care spune că, de regulă, aceste rețele de editare se amplasează în afara platformei drumului. Știți, știm ce înseamnă platforma drumului. Și avem nevoie de drumuri, tot respectul pentru cei de la DRDP Iași, care își apără platforma drumului, împreună cu șantul, formează o porțiune conform legii drumului, care se numește ampriza drumului. Deci aceste rețele, de regulă, reiau această montare, se amplasează în afara platformei drumului, în zona de siguranță, care trebuie să aibă vreo 3 metri de la tratul în coare. Putem identifica, apropo de comisii, împreună că sunt destule locuri unde ar trebui date gardurile înapoi. Și atunci, pe bună dreptate, cei de la Direcția Regională Iași, care s-au pus acolo să apere integritatea drumului, mai ales că este vorba de drum european. Ne solicită respectiv proiectantul, nu sunt proiectant. Eu sunt coordonator în acest proiect, avem un contract atât pentru proiectare, pentru canalizare. Trebuie să găsească la modul excepțional, bine motivate, soluții pentru amplasarea acestor ponturi. Cam în această situație. Este posibil ca, într-adevăr, pe parcursul lunii septembrie, să obținem avizul, respectiv documentația pentru emiterea autorizației de construire. Apoi va fi foarte simplu să emit autorizația de construire. Repet, este cazul la Indigo, asta este din părerea pe care o susțin, domnul Bărcu, care este capul verde cu campania electorală, a găsit el ocazie, cum să spun, ca să se afirme în fața camerei. Cam greu de înțeles ceea ce vorbește, dar vorbește. Să fie înțelătos, atât. Da, eu înțeleg, domnul Stanciu, câte bine. Mai este domnul Am ascultat ce au spus colegii de la Unia Diversie, văd că tot cine intervine, tot se spune din scop electoral. Fiecare spune pe treia și cum o facem în scop electoral. Dacă e vorba acum de apă și canal, s-a spus că sunt probleme și, într-adevăr, sunt probleme. S-au întins oameni cu gardele, au venit. Într-adevăr, așa este. Va fi greu. Un caz concret se întâmplă acum și nu ia nimeni măsuri. La Filipești, un avut casa, până acum, nu știu cum îi spune, Meleșcan. A cumpărat cineva casa, așa cum a se lucrează, a făcut șanțul ăla, l-a adus la 20 pe 30 cent la un stat și a pus beton acolo. Acolo trebuia intervenit cineva ce e drept să spună, doamne, pune șanțul așa, că iar se înfundă, o să inunde, o să o turna beton din stradă până acolo. Vine acum apa și canal. Nu trebuie să strice beton. Trebuie să desfăcut beton. Au fost inundațiile din primăvară, care au fost în Umbrigoriu. Și în Munteni s-a întâmplat inundații tot din greșeală umană. Cel care a pus potul acolo, a pus o țeavă mică, nu au știut capacitatea părerului și a inundat totul. Din coace de acolo la Teru, tot la fel. S-a inundat, dar cred că șanțul a fost îngustat, când s-a făcut serviciu. S-a luat doar are 30 cm. Cum se pune? Deci noi, nu spune, nu spune, trebuie făcut, trebuie să mâine cu părere cum se poate. De ce acum nu se merge la cei care au făcut gardul sau să facă ea ca o fundație de inventor? Doamne, nu fă aici când e inundă. Nu se duce nimeni. Eu ca și consilier nu mă conduce. Adică aveți și noi dreptate, dar vreau să spuneți, dacă spune ceva, neapărat că nu se poate electoral. Nu e așa. Nu e așa că... Păi n-am văzut dreptate. Dacă, domnul Vară, dacă era invitat să primești gentleman, cavaler, da. Dar până și mă întrebam, nene e primarul, până ori situația a fost pe acolo și așa mai departe. Așa cum a fost să spun că nu mai trebuie să am fost acolo, într-adevăr, ceea ce
nu vrei prin mod ferit, vrem cu toate au procedidare. Împreună cu persoana de la departamentul urbanism, cu viceprimarul Românești, am dat doar cu ei. Și am ajuns la următoarea concluzie. I-am prevenit. În mod normal ar trebui să aibă o autoritate de construire. Acum, să spunem, nu s-a răsturnat birocrația Bornada la Maria Bocanești, ca să dăm cu partea. Acolo, într-adevăr, este un alt contract între Mereșcanu, domnul Mereșcanu, pe care l-am cunoscut, și o firmă de lifturi din municipiul Onești. Deci, poate cum este, se instalează o firmă importantă pe teritoriul comunei Bocanești, și înseamnă, dar creșterea potențial de fiscal, absolut. I-am prevenit că unul dintre motivele prezenței noastre acolo este și viitoarea implementare a proiectului de canalizare. Să nu avem probleme când o să le dai pe tot. De fapt, e un punct de mine probleme din moment ce nu au autorizat de construire. Am stabilit într-adevăr și au realizat canal de colectare a apei fluviale de donare, eu știu. Nu puteam să facem o obstrucție tot la tută, pentru că tot mai reclamăm aici că e nevoie de echilibru în țara asta, în administrația asta, în administrația comună. Păi, eu, dacă i-am dat, cum ajutam la prosperarea mediului de afaceri? Făcând un dușman pe grade și cu toate consecințele, putea să trăiește și așa și așa mai departe. Am terminat la mediul familial. I-am felicitat, într-adevăr, aduc o firmă importantă pe teritoriul comunei, dar i-am și prevenit. Și, într-adevăr, de ce au turnat placa de beton? Pentru că acolo vor pătrunde mașini cu zona mare, că trebuie să se instaleze un atelier cu gelajele necesare și așa mai departe. Am avut o discuție cu domnul foarte înțelegătoare, care este administratorul firmei respective, constructorul și el era interesat să-și realizeze investiția să-și bană, nu se respect tot din fiecare. Pur și simplu, i-au avut un interes expres ca să-și realizeze o suprafață de rulare suficient de rezistență, să poată să ajungă mașini cu tonaj mare. Mi-a explicat că dacă rămâne pe pământ sau nu știu ce, era ce se întâmplă, proios, pierdeau timp pentru relocarea afacerii, pierdeau profituri și așa mai departe. Și pe care de consecință și administrația locală poate pierde niște venit în România. Dacă domnul Grigore mare ceva de completat, fiind martor la carte, da, pot. Fata asta locului, domnul Mare, domnul Stăr, ceva de acel vis-a-vis de aspectul ăsta, eu consider că toți cei care toarnă beton de la gard înspre drumul național, își asumă o responsabilitate, pentru că el nu este proprietar acolo. El este proprietar de la gard, înăuntru, deci în spatele locuinței, da? Și eu am venit la poartă. Evident că fiecare și-a făcut anumite condiții pentru a intra cu mașina sau pentru a intra cu tractorul sau pentru a intra cu căruța sau nu știu ce, dar e normal că fiecare și asumă anumite riscuri. Pentru că peste tot o să vină de aia pe domnul. E clar că nimeni nu este proprietar pe zona asta de siguranță sau în priza drumului. Așa că... Într-adevăr, investitorul Colcoș
se numește, a procedat eronat, dar nu neapărat de rea invenție, nici cunoștință legală. El nu venit, nu știa ce înseamnă nici scurte de torente, venit tocmai de pe Coedană, și așa mai departe, a fost subcalibrat. În schimb, a remediat și a cerut scuze și a realizat un codex, zic eu, conform. Acum nu e vorba de reproiecte. Pur și simplu a fost luat prin sufărere. Toate subiecte de medicare. Am atât. Eu așa de am întrebare. Domnule, vă atrag atenție că am sigurat după ele oarele alege, da? Da. Dacă e o luată, 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 nu suntem în campanie. Nu suntem în campanie. Vrem lămurire. Eu vreau o lămurire. Îmi dați voie. Deci, este voie, legea spune. Eu vreau să fac hală, vecinul aici, vecin dincolo, vecin peste drum. Dincolo ceva mine șantier. Chiar dați autorizație așa, pentru la mine vine acolo, pocă ne poate. Are un pic am dat autoritate. Eu întreb, ați spus acum cum va face o hală de lifturi. Vecinii nu să se o să vină mașini de tonaj mare. Vă gândiți și la locatarii de lângă. Eu în cauză, sunt cu șantier lângă mine. Dumneavoastră vă faceți campania dumneavoastră? Electorală, vă le dați voie să facă în sat unde sunt locuințe, să faceți la ateliere și poate pentru medicul și cu primărie. Dacă erai atent, eu sunt foarte atent. Repet, nu n-ai fost deloc atent. Eu am spus că e vorba de un pre-contract acolo, deci cel care vrea acolo încă nu este proprietar. Ca să poată obține autorizație, prima dată trebuie să fie proprietar pe teren. Deci e clar că nu are autorizație și așa mai departe. Dar eu nici nu gândesc oamenii cum îi gândesc în dumii tale. Ca să mă uit să văd dacă s-au instalat într-un container acolo. Dar legea spune unde este cartier sau uniță. Eu nu